În perioada următoare, agenții din cadrul biroului rutier din Drobeta Turnu Severin vor începe ridicarea mașinilor parcate neregulamentar. Dacă un vehicul staționează pe domeniul public, în alte locuri decât drumul public, poliția poate dispune măsura tehnico-administrativă a ridicării vehiculului. Cei care își parchează mașina neregulamentar pe spațiul public, trotuare, spații verzi, etc., riscă să le fie ridicată mașina. Însă este important de precizat că pe lângă ridicarea mașinii, cei vizați pot să fie și amendați. În final, ei vor avea de achitat atât amenda cât și costurile pe care le au de suportat pentru recuperarea mașinii. În perioada imediat următoare, agenții din cadrul biroului rutier al Poliției Municipiului Drobeta Turnu Severin, în colaborare cu agenți din cadrul Direcției de Poliție Locală, vor acționa pentru ridicarea autovehiculor oprite, staționate sau parcate neregulamentar pe raza municipiului Drobeta Turnu Severin. În acest sens, recomandăm deținătorilor de autovehicule și conducătorilor acestora să respecte regulile cu privire la oprire, staționare și parcarea acestora. Tehnic vorbind, ridicarea mașinii este o operațiune administrativă, rolul principal al acesteia de a elibera domeniul public de mașinile care de multe ori încurcă circulația. Conform articolului 142 din regulamentul de aplicare a OUG 195/2002 publicată și modificată, în următoarele situații se interzice oprirea voluntară a autovehiculelor. Zona de acțiune a indicatorului oprirea interzisă, petrecerile la nivel cu cale ferată sau la mai puțin de 50 de metri înainte sau după acestea, petrecerile pentru pietoni sau la mai puțin de 25 de metri înainte sau după acestea, în intersecții, inclusiv în cele cu sens giratoriu, precum și în zona de preselecție a intersecțiilor unde există marcaj longitudinal, iar în lipsa acestora la mai puțin de 25 de metri de colțul intersecției, în stațiile pentru mijloacele de transport public de persoane sau la mai puțin de 25 de metri înainte sau după acestea, în zona de acțiune a indicatorului depășire interzisă sau pe trotuare. Oprirea voluntară a vehiculelor se interzice în zona de acțiune a indicatorului oprire interzisă, în curbe și în locuri cu vizibilitate redusă sub 50 de metri, în intersecțiile cu sens giratoriu, dar și în dreptul altui vehicul oprit pe partea carosabilă.